2024, cu următoarea ordine de zi. Un proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu cu obiecte de inventar situat în satul Buravoi, strada principală numărul 38, a comuna Buravoi, județul Bacău, către Inspectoratul de Poliție al județului Bacău, post Poliție Buravoi. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării tip sprijin financiar nerambursabil depuse de unitățile de cult aparținând culturilor religioase reconstructe în România, situat teraza unității administrativ-teritoriale a Comunei Buravoi în anul 2024. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii gradului de acces la apă potabilă prin suplimentarea de brașamente individuale gratuite pentru cetățenii Comunei Buravoi. 4. Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil situat în Comuna Buravoi, satul Buravoi, județul Bacău, format din teren în suprafață de 1527 metri pătrați și anexă gospodărească în suprafață construită de 80 de metri pătrați. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectul de investiții, lucrări și igienizare și reabilitare, fațadă, clădire, primărie și cămin cultural. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și al indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectul de investiții, clădirea administrativă, satul Mutăcești, Comuna Buravoi, județul Bacău, 3 lucrări de executat. 7. Aducerea la cunoștință Consiliul Local Buravoi, precum și însușirea conținutului raportului de follow-up numărul CSCBCP2024 și 7269 din 23.2024 emis de Curtea de Conturi a României, Curtea de Conturi Bacău. Și mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere pășun numărul 10.170 din 8.4.2020 încheiat între Comuna Buravoi și PFA Dobrea N. Vasile. Să punem la vot ordinea de zi. Și să punem la vot procesul de verbare din luna trecută. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu cu obiecte de inventar situat în satul Buravoi, strada principală numărul 38A, Comuna Buravoi, județul Bacău, către Inspectoratul de Poliție al județului Bacău, post de Poliție Buravoi. Inițiator, primar Silviu Tinei. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit la ședința ordinară din 26 februarie, anul curent. Proiectul de hotărâre, nu, cred că vine ca nicio surpriză. V-am pus pe un grup de WhatsApp, v-am pus câteva poze în premieră, așa ca să spun, despre cum arată noul sediu al Poliției Naționale care va activa ca fost Poliție Buravoi. Am transformat, așa cum v-am obișnuit în decursul acestui mandat, în funcție de banii pe care am avut, am transformat fiecare clădire aparținând domeniului public al Comunei Buravoi în ceva care se oprească din gradul de deteriorare. Fie că vorbim de școli, Pătrășcani, Păltinata, Capăta, fie că vorbim de parte din sediile fostului CAP, am încercat să le întoarcem din drumul spre demolare către ceva ce să fie util comunității din Buravoi. Astfel că astăzi vă propun ca acest spațiu, care aproape este gata, mai sunt nevoie de câteva mici retușuri pentru a putea fi conform cerințelor celor de la IPJ Bacău, să îl dăm în folosință cu titlu gratuit acestei structuri de ordine națională, să-și desfășoare activitatea într-un loc adecvat. Mi-am dorit tare mult ca să desprind din corpul primăriei, știți foarte bine că acum poliția activează în clădirea primăriei și a căminului cultural. Parte din încăperi se încălzesc în aceeași sursă cu noi, au curentul la comun, dar cel mai mult m-ar bucura ca percepția oamenilor să fie cea corectă și anume aceea că Poliția Națională nu se subordonează primarului, nu sunt angajații primăriei, sunt o structură separată și distinctă, cu activitate proprie, cu șefi proprii, dar noi, ca administrație locală,
Eu, ca primar, atât și dumneavoastră, avem obligația de a asigura condiții necesare pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în Comuna Moravăle. Iată că e un prim pas, le oferim un sediu nou, un sediu care, așa cum arată din poze, e pretabil pentru ceea ce vor să facă. Sunt distinți cu utilitățile, își vor plăti separat utilitățile, își vor plăti separat cheltuielile de întreținere și nu vor mai face parte, știu eu, din corpul comun al primăriei. Cred că e o utilitate bună pentru acea clădire. Ar fi fost păcat să o lăsăm să se dărâme și consider proiectul de hotărâre pe cât de motivat, pe atât de oportun. Spune la vot cine este pentru. Domnul președinte, am întrebat dacă mai sunt și păreri contra. După aia sunt la comunist. Camera de randevu nu era acolo. Nu, acolo. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării, tip sprijin financiar nerambursabil, depuse de unitățile de cult administrativ, culturile religioase recunoscute în România, situate pe raza unității administrative teritoriale a Comunei Muravăi, în anul 2024. Inițiator, primar Silviu Trei. Domnule primar. Așa cum v-am obișnuit în primul an, ați văzut din ședința de buget că am alocat o sumă pentru finanțarea cultelor religioase care desfășoară activitatea pe raza Comunei Muravăi. Am evitat, ca să mai ne aglomerăm ca anul trecut, nu avem timp de făcut proceduri de evaluare și selecție pentru fiecare unitate de cult, așa că am decis împreună cu aparatul de specialitate să accesăm o formulă mult mai simplă anul acesta, să le prealocăm o finanțare pe care ați văzut-o detaliată în proiectul de hotărâre. Cheltuielile sunt pentru reparații curente, materiale igienico-sanitare, cheltuieli de întreținere și cheltuieli cu utilitățile. Finanțarea este valabilă pe întreg anul 2024. Fiecare preot știe mai bine necesitățile și unde are nevoie de bănuți. Nu am exagerat cu sumele. Sunt sumele aproximativ egale cu cele care v-am obișnuit și în ceilalți ani de mandat, adică nu fac campanie electorală cu preoții. Zic eu că sumele alocate respectă un criteriu destul de bine pus la punct, respectiv numărul de enoriași, suprafața, numărul de construcții pe care le au în grijă și cred că nu se îmbogățește nimeni din 20.000 de lei sau 10.000 de lei, ci reușesc, și așa cum am văzut pe raza comunei, toți preoții reușesc să mai miște câte ceva pe la bisericile lor. Am înțeles că la Dumbrava ar mai fi nevoie de un gard, la Pălteata ar mai fi nevoie de câte ceva pentru casa mortoară, la fel și în zona de parohiilor de Goravăie și Pătrășcani. Din punctul meu de vedere, fiecare preot e liber să își cheltuiască bani așa cum dorește, cu condiția să depună documente justificative la timpul stabilit de hotărâre de Consiliul Local. Înscriere la cuvânt? Supune la vot. Vă rog să menționați că nu votez. Nu participă la vot. Nu participă la vot. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii gradului de acces la apă potabilă prin suplimentarea de branșamente individuale gratuite pentru cetățenii Comunei Muravăi. Inițiator, primar Silviu Trei. Domnule primar. E același lucru pe care vi l-am spus și vi l-am promis că o să-l avem prins în buget. El este prins în hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea bugetului. În afară de investițiile pe care le avem în derulare, unde sunt prinse branșamente gratuite pe cele două extinderi de rețea de apă, mai sunt nevoie de circa 50-60 de branșamente individuale pe toată comuna de data aceasta, fie că vorbim de Guravăi, fie că vorbim de celelalte 5 sate, de persoane care își mai doresc acces la apă potabilă, fie s-au gândit mai târziu, fie au rămas puțin mai în urmă datorită lucrărilor. Asigurăm și pentru aceste persoane branșamentele necesare pentru a le asigura accesul la apă potabilă, pentru toți cei care vor dori și pentru care sunt deja cereri din Muravăi, din Motocești, din Emilia Pălătinată, Dumbrava și Capta, acolo unde conducta este definitivată. Unde conducta nu este definitivată, urmează să monteze branșamente care acoperă îndestulător atât satele Temelia, Dumbrava, Capta și Muravăi. Scrie la cuvânt. Supunerea.
Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil situat în comuna Uraboi, satul Uraboi, județul Bacău, format din teren în suprafață de 1527 metri pătrați și anexă gospodărească în suprafață construită de 80 metri pătrați. Inițiator, primar Silviu Tinei. Domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte. Deja în jurul proiectului de hotărâre a apărut o grămadă de folclor, folclor ieftin. Dacă sunt dubii cu privire la legalitatea proiectului, rog să faceți plângere la organele abilitate. Vă spun că raportul de evaluare este tocmit perfect legal decât un raport de, decât un evaluator autorizat ANEVAR. Noi nu facem afaceri, în schimb doresc ca în patrimoniul comunii Uraboi, odată cu ce am scăpat de balastul la Rotunda, să accesăm terenuri bune și pretabile pentru ceea ce vrem să facem în viitor. Nu putem continua, având investițiile pe care o să le începem, extindere de rețea de apă, canalizare, centru de deșeuri la Motocești și tot ceea ce presupune investiții ulterioare, eu nu pot să mai blochez curtea școlilor cu butoaie. Curtea școlilor e curtea școlilor. Cu material de construcții nu este legal. Asta a fost o soluție de avarii pentru a mișca cât mai repede proiectul. Ceea ce vedeți în fața primăriei, în proximitatea drumurilor comunale, iar nu îmbracă sfera chiar corectă a legalității. În mod normal, tu trebuie să ai un teren pe care îl pui la dispoziție constructorului, pe care ți-l închiriază în baza unui raport de evaluare și banii ți se întorc la tine. E indivizile generale a organizării de șantier. Faci contract cu ei, la sfârșitul executării contractului, îți plătesc chirii. Ei, eu acolo neavând care e funciară, vă dați seama că mi-e mai greu să fac un contract de închiriere pentru un spațiu internat. El face parte din, mă rog, din drumul comunal. Da, e un întreg. Avem nevoie de un teren pentru stație de pompe, v-am mai spus-o. Avem nevoie de teren pentru organizări de șantier care o să înceapă. Ba mai mult decât atât, iau un calcul, la un moment dat, și mutarea acestui loc de joacă din fața primăriei într-o zonă mai ferită, nu în proximitatea drumului comunal. Deci, proiectul de hotărâre vizează interesul public, interesul principal al comunii Uraboi, de a intra în posesia unui teren în zonă centrală, un teren care se pretează pentru investițiile care le avem de derulat, este profund întemeiat pe legalitate, nu face niciun fel de suspiciune, ci pur și simplu ar fi păcat ca la doi pași de primărie să nu achiziționezi eu terenul în condiții în care, dacă ies-o iau așa, doar mi-e spate un vecin de școală. Știți că au fost probleme de-a lungul vremii cu reclamațiile făcute de domnul Mătăsaru împotriva școlii. Dacă la vreun moment dat se va dovedi că câștigă din instanță suprafață de teren, în loc să-i dau din terenul școlii, poți să-i compensezi cu alt teren de lângă. Zic eu că gândesc cât se poate de normal și folclorul iscat în jurul acestui proiect de hotărâre trebuie să se stingă din fașă. Nu am dat niciodată suspiciune în perioada mandatului că aș fi făcut vreun business cu cineva. Este păcat. Care e folclor? Este suficient folclor. Să se piardă acest teren care este la doi pași de primărie. Ce scrieți, băieți? Scrie la bucăt. Ce puneți la mult? Nu știam care-i folclor. Cine este folclor? Cântarea română. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului general actualizat și parinții. Stop, domnul președinte. Mă întoarce la proiectul anterior. Doi ex-consilieri local nominalizați în Comisia de Negociere. La proiectul numărul 5. Da. Da. La proiectul anterior, doi consilieri local în Comisia de Negociere. Și așa cum stipulează proiectul de hotărâre, negocierea se poate duce în jos, nici de cum în sus, peste raport. Suma maximă pe care poate să o plătească Consiliul Local este cea din raport. Nici de cum în plus. Domnul Tătaru, propunerea mea, cine este la de acord? Mai propuneți pe cine mă vreau. O stabilă de comun acord. Domnul Radu Antonioni? Deci, prețul nu va depăși raportul de evaluare sub nicio formă. Ba, vă spun că proprietarul a cerut mai mulți bani decât în raportul de evaluare și am spus nimic peste raport. Nu discutăm altfel. Ce spune evaluatorul, atâta rămâne. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiții, lucrări și lucrări de igienizare și reabilitare, fațadă, clădire, primărie și cămin cultural. Domnule primar? Așa cum ați văzut și în proiectul de buget, sumele sunt prinse pentru aceste lucrări. Odată cu incendiul provocat de către
panou central al de curent electric, vă dați seama că impactul asupra fațadei căminului se vede, e foarte urât. Aveam de făcut o cârpeală, adică să decupăm pe acolo, să facem o, înțelege, o românească, ca să-i spunem pe, cum se spune, sau, pentru prima dată, după 12 ani, cred că, să facem o reabilitare la fațada primă. Tot ce înseamnă mai, un pic mai în profunzime, o închidere de uși în zona poștei, acolo unde bat copiii mingea în fiecare seară, un var, adică puțin aranjat, soplu, ați văzut că a început să deterioreze, mici lucrări de reparații și igienizare fațadă, dar la un întreg. Vorbim și de primărie și de căminul cultural. Eu dau foc. Cred că e o investiție utilă, e imaginea comună. Când intri de pe pod, nu cred că ne putem opune la ceva care, nu știu, va schimba aspectul vizual al clădirilor primării. În condiții în care, v-am spus, nu au mai fost renovat, cred că din 2000. Cel puțin căminul e făcut 2007-2008, pe timpul domnului Pașcu, și primăria undeva când a intrat domnul Mihalcea, 2012-2013. Înscrie la cuvânt? Supune la vot. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și al indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiții, clădire administrativă, sat Motocești, comuna Grăvăie, județul Oaca, orez de lucrări de executat. Inițiator, primar Silvitrei. Domnule primar? Eu v-am spus că o prostie aruncată într-o groapă se va plăti cu bani grei. Au fost două licitații, eu mi-am dat seama din prima și cu domnul secretar și cu doamna de la chestii publice că nu o să prezinte nimic datorită faptului că devizul este mult sub nivelul pieței. El a fost făcut undeva în luna mai, iunie, anul trecut. Deja din luna septembrie s-a schimbat minimul pe economie, numai ora manoperă diferă din start, s-a dus cu 10 lei inclus. S-a reactualizat devizul și ăsta e tras cât se poate de mult în jos, dar v-am pus dovada că am avut două licitații publice, nu s-a prezentat nimic. Motivul fiind prețurile mult sub ceea ce se pretează pe piața la momentul acolo. Înscriere la cuvânt? Spune la cuvânt. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere Pășun numărul 10.170 din 8.4.2020, încheiată între Comuna Gurabăi și BFA Dobra N. Vasile. Da, eu suplimentar s-a venit în cursul zilei de astăzi. Nenea Dobrea nu mai poate să mai țină animalele. Dacă era pe persoană fizică, era simplu că conform contractului făceam adițional și îl preluau unul din copii care vrea să-l preia. Dar fiind pe societate, o să ne dăm acordul în calitate de proprietari ca să-și cesioneze între ei la notar contractul, urmând ca toate obligațiile pe care le avea domnul Vasile Dobrea în contractul de concesiuni Pășuni, să-și le asume prin contract notarial fiul acestuia pentru preluarea și animalelor și a trupurilor de Pășuni. Ceea ce este că ușor, ușor, vă spun eu, crescătorii de animale, mai ales la condiții în care subvenții nu prea să mai bagă, o să se lase toți de animale. Înscrie la cuvânt? Supune la vot. Numărul 8. Proiectul numărul 8. Aducerea la cunoștință Consiliul Local Grăvăie, precum și însușirea conținutului raportului de follow-up numărul CCBC pe 2024 și 7269 din 23.2024 emis de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Bancă. Domnule primar? Așa cum v-am obișnuit la începutul mandatului, orice organ de control călcat în primăria Gurabăi la nivel mare, v-am pus la dispoziție documentele rezultate în urma auditului. Am fost auditați din nou în perioada ianuarie, în luna ianuarie, timp de 2 săptămâni jumătate, pentru a se verifica măsurile lăsate prin decizia numărul 11 din 2022. După cum ați văzut în cadrul raportului de follow-up, sunt măsuri îndeplinite parțial, măsuri care le-am dus la îndeplinire și pentru acelea îndeplinite parțial s-au dat termene. Ce este foarte important de reținut, deși sunt, să spunem așa, mici neconcordanțe în contabilitate mai ales, pentru contabilitatea e un program foarte, foarte vast, mai ales a instituțiilor publice.
Acestea o să le punem la punct, sunt proceduri pe care trebuie să le emitim, o să stăm să facem doar hârtii, asta se cere, asta vom face. Dar așa cum ați văzut în raport, pe perioada, cel puțin pe perioada când sunt eu primar, nu există sume imputate niciunui constructor, niciun executant. Asta înseamnă că lucrurile sunt acolo unde trebuie să fie, ca prețuri, ca divizii. Nu se umblă cu prostii, nu se umblă la cantități. De asta reușim și an de an să adunăm câte un excedent de 10-11 miliarde, pentru că facem economii din tot ce putem și nu umblăm cu prețuri supraevaluate. Rămân în discuții că vin la Dumbrava. Subliniați ca să uitați. Nu trebuie să audă. Nu, cu excepția că vin la Dumbrava, unde nu judecăm în continuare cu constructorul și avem acolo un litigiu stabilit de cote de conturi de vreo 50 ceva de mii de lei, puțin din punctul meu de vedere, dar atât au stabilit auditorii, atâta o să rămână și un litigiu cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru unii de sume pe care noi, compartimentul de specialitate, am considerat ca fiind prescrisi și nu mai ar fi fost nevoie să le cerim înapoi de la casă. Iar auditorii ar fi spus că ar fi trebuit să le cerim înapoi, respectiv acele concedii medicale, că lumea care are o firmă și despre ce vorba, nu sunt sume imputate în sarcina nici a mea, nici a funcționarilor publici, nici a nimănui din primărie, nici a Consiliul Local. Asta înseamnă că ne străduim să facem treaba cât se poate de legal, cât se poate de corect. Nu suntem perfecti, suntem perfectibili, dar să știți că ne dăm silința ca după noi, așa cum am afirmat-o de fiecare dată, dacă mâine nu mai sunt eu în funcție și administrația nu mai e în funcție, să nu plătească nimeni. Primăria nu e o joacă, poate multora e supărut o joacă, dar primăria nu e o joacă. Primăria e un lucru care te va urmări de acum până închizori. Și răspunderea noastră ca autorități locale, inclusiv a mea ca primar, se va duce până în clipa în care eu o să părăsesc lumea asta în mormânt. Asta nu înțeles poate predecesorii mei. Încerc să fac lucrurile ca nici eu să nu plătesc și cu atât mai puțin dumneavoastră. Și cred că e un lucru de apreciat că nu vedeți sume imputate în sarcina Consiliului Local sau în sarcina mea sau în sarcina secretarului pe perioada mandatului meu. Ce-a fost înainte, eu nu pot să răspund. Și cu asta, cred că am spus ce am avut de spus. Proiectul numărul 9, diversi. La diversi, ce să vă spun? Vă spun că suntem și noi, la fel de surprinși ca dumneavoastră de organizarea alegerilor, dacă în 2020 s-au făcut după termen, acum se facă înainte de termen, așteptăm indicațiile, pentru că, să știți că legislativ sunt probleme. Urmează 3 luni de zile în care se va legifera foarte mult pe tema alegerilor și o să vă dau 2 exemple. Dacă un primar în funcție ales la un partid acum, pe 9 iunie va vrea să candideze sub sigla altui partid, conform codului își pierde mandat. 2 la mână, indiferent ce se întâmplă pe 9 iunie, dumneavoastră sunteți consiliul ales în septembrie. Până în noiembrie, când ați fost validați. Deci nu, mai devreme de 4 ani. Noi astăzi sunteți în exercitatea funcțiunii din noiembrie. Deci codul va trebui să suferi modificări în așa fel încât mandatele să ducă până la data care ați fost validat. Deci nouul Consiliu Local nu își va putea începe mandatul până ce vechiul Consiliu Local nu își va fi epuizat. La fel și în cazul primarului. Deci și primarul în funcție, sub 4 ani nu poate să-i fie mandatul, deci vorbim de 27 octombrie 2024 ca termen limit. Ce o să se legifereze, nu știm, dar astea sunt principii de drept la care nu s-a bat nimeni. Am înțeles că o să facă modificări în sensul ăsta, ca să permite și consilierilor locali care vor vrea să candideze de la alte partide la se poate să o facă, să facă și primarii la fel. Probabil o să fie mișcări de trupe. Cât despre mod de desfășurare a alegerilor, câte comisii vor fi, câte birouri electorale, câte tablete, așteptăm indicații. Dar eu vă spun că atât eu cât și echipa pe care o conduc nu ne gândim la alegeri. Ne gândim să continuăm investițiile pe care le-am început, să ne vedem de treabă. Ne vom supune votului public atunci când legea o va impune și ceea ce vor decide oamenii va fi în consecință și litere de lege pentru noi. Deocamdată v-am spus, ne gândim
cum să ne continuăm treaba și investițiile. Sunt convins că o să urmeze o perioadă plăcută sau mai puțin plăcută pentru unii. Nu avem timp, eu unul cel puțin, eu și cu aparatul specialitate, nu am intrat în logică de campanie. Campania se va desfășura conform legii cu 40 de zile înainte de alegerile respective. Dar nici atunci nu vom abandona primăria pentru scopul electoral. Nu știu cum va fi la europarlamentare, să le spun să voteze și cu ăia la alți, și la euro, la locale să votez numai cu mine. Așa e normal. Uite, ăsta da firul de mi-a plăcut asta. Da. Eu o să mă țin departe de a intra în campanie electorală prea de vreme. Dar mă rog contracandidații să nu mă scociorească. Că o să regret. Mai bine așa, să fie o campanie frumoasă și amiabilă, decât să mă... Să scoată cei mai rău din mine. Eu atât am avut să vă spun. Dacă mai sunt alte, îmi scrie la cuvânt. Ce mai voi cu asta, cu echipa pe drum? Cantierul, când e dat drumul? Conform discuțiilor cu șeful din drum, în cursul acelei săptămâni, să apară primul utilaj. Mi-e frică puțin din vreme, recunosc. Și vă spun că o să am grijă ca să nu mai deschidem 10 drumuri odată. O să lucrăm punctual pe fiecare drum, ne uităm din vreme, dacă ne permite vremea, îl deschidem, îl turnăm. Dacă nu, nu lăsăm să mai intervin, pentru că eu știu ce am tras ultima oară. Da? Băieți, am vorbit, le-am trimis mesaj, le-am arătat că vremea la noi e bună, se poate lucra, deci ați văzut. Și ieri, pe neprevăzute, eu tras-o afară de ploaie. Da. Adică trebuie să înțelegem că nici nu vreau să dau buleală. Adică mai așteptăm săptămână de om. Eu sunt din premisa asta că ăla trebuie să rămână mulți ani în comună și nu are rost să-i grăbesc pentru o săptămână sau două. E oricum bază de putere au puteri și determinat cu care se termină fără discuții. Mi-e frică, ați văzut că noaptea mai mișcă. Noaptea mai dă un minus 5. E păcat de minus. Da. Poți cu minus câteva noapte. Dacă mai sunt cetățeni care știți că nu au făcut cerere la apă, s-au răzgândit mai târziu și au rămas de căruță, cum se zice. Obligatoriu de zi lungi cerere. Da, am mai despre ziua. E ultimul tren. Ascultați-mă, e ultimul tren la apă. E înaltă acolo unde se face lucru. Aia sunt prinse. Deci sunt prinse, sunt cereri, le știu pe de rost și pe biserici. Am fost cu constructorul, avem o singură dilemă, cum trece prin sub gura aia de rupe. În rest, am fost acolo, am vorbit cu oameni, o să fac puțin de rar, o să ies pe partea stângă a patronului. O să spară cât mai puțin de rigolă, dar o să fie toată lumea mulțumit. Eu am mai acolo. Asta cine e? Bă, zic, la nici pe acolo. Dacă este conductă, fără discuții, brașările sunt luate în calcul. Am luat în calcul și brașările din Oana. Am aranjat și ce mai e pe acolo. Deci am... Suntem un pic conductat. Ori facem, nici nu. Ați văzut că firma e în comun. Acum lucrează pe deal. Pe deal, conducta este băgată în pământ sau echipat cămile de vani. Așteptăm 223 de branșamente. În capăt, când au pus săptămâna viitoare fac probe de presiune, au pus butoaile și succes la apă. Și pune sapa pe temelia și nu vreau. Astea sunt lucrări, bine exemplu, lucrăm la vizer, la canal. Noi vorbim într-o limbă, la apele române se vorbește turcă, cred că nu știu ce, nu trăiai de acolo, dar în fine, o scoate, noi vorbim în comun undeva. Asta este la vot? Declar ședința închisă.